Am auzit că ai fost cu minte și din acest motiv vreau să-ți ofer în dar o poveste foarte frumoasă. Vei afla astăzi cum a devenit apa mărilor sărată. Legenda spune că undeva, într-un sat de pescar de la malul mării, trăia cândva o familie care avea un han. Hanul era un loc unde călătorii puteau mânca și dormi, un fel de hotel mai mic din vremurile trecute. Acolo poposeau în fiecare zi marinari din întreaga lume. Într-o zi geroasă de decembrie, Natalia se întorcea acasă, la hanul părinților săi. Era gata să intre pe poartă când a observat un om căzut la pământ. Zăpada îl acoperise aproape cu totul. Te poți ridica? Sprijină-te de mine, i-a spus fata și l-a ajutat să se ridice. L-a condus în hanul unde era cald și bine. Mama fetei a pregătit repede o supă fierbinte și i-a adus pături în care să se învelească. Omul a avut nevoie de câteva săptămâni pentru a-și reveni. În tot acest timp, a urmărit-o pe Natalia și a observat că era o fetiță tare bună, harnică și cu minte. La plecare, omul i-a dăruit Nataliei o micuță moară de vânt pe care singur o construise. Era cadoul lui pentru familia care îi salvase viața. Observase că uneori nu aveau destulă sare să pună în mâncare, căci era scumpă și se găsea greu. Dar nu le-a dăruit o moară de vânt obișnuită, ci una fermecată. Omul a învățat-o pe Natalia cum să procedeze. Data viitoare, când ai nevoie de sare, pune moara de vânt pe o cârpă uscată și spune aceste cuvinte. Moară de vânt, moară de vânt, te rog, mișcă-ți aripile și aruncă puțină sare. Când ai suficientă sare, spune, mulțumesc, moara mea de vânt, ai făcut suficientă muncă pentru astăzi. Omul a plecat. Natalia și părinții ei au folosit moara de vânt magică de câte ori au avut nevoie de sare. Într-o zi, la hanul lor au venit niște marinari. Când le-a fost pusă masa, Natalia a observat că ar mai fi fost nevoie de puțină sare în mâncare. A fugit la bucătărie, a scos mica moară de vânt din dulap și a rostit cuvintele magice. Moară de vânt, moară de vânt, te rog, mișcă-ți aripile și aruncă puțină sare. Unul dintre marinari a urmărit-o pe fată și a văzut magia. A așteptat să vină noaptea și să adoarmă toți. Marinarul a intrat în bucătărie, a furat moara de vânt și a fugit pe barcă. Voia să aibă multă sare, să o poată vinde ca să își cumpere o barcă doar a lui. Imediat ce barca pe care era a ajuns în largul mării, marinarul a scos moara de vânt și a rostit cuvintele magice. Moară de vânt, moară de vânt, te rog, mișcă-ți aripile și aruncă-mi puțină sare. Sarea a început să curgă din moara de vânt pe podeaua bărcii. Gata, destul pentru astăzi, a spus marinarul. Dar moara nu s-a oprit, pentru că el nu cunoștea cuvintele magice de final. Mulțumesc, moara mea de vânt, ai făcut suficientă muncă pentru astăzi. A țipat, a încercat să o oprească cu mâinile, dar nu a reușit. Sarea a continuat să cadă pe podea. Barca era din ce în ce mai grea. Ceilalți marinari au strigat, aruncă moara de vânt în apă sau ne vom scufunda. Marinarul, speriat, a aruncat-o, dar moara a continuat să funcționeze, făcând ca apa mării să fie tot mai sărată. Probabil că mai funcționează chiar și în ziua de azi, pentru că apa tuturor mărilor a devenit sărată. Pentru că ți-a plăcut povestea, aș vrea să-ți spun câteva întrebări. Crezi că marinarul a procedat corect furând moara de vânt a Nataliei? Tu ce ai fi făcut dacă aflai că o fetiță are o moară de vânt magică?